Bună seara, Costică. Ce n-a mers astăzi? Ce să nu meargă? N-am făcut un joc extraordinar. Din păcate l-am pierdut și asta este, n-am mers. Da. Totuși e o perioadă de când jocul vostru nu mai merge. Hai, ce mai se întâmplă? Un pic, că n-aud nimica. Hai mai aici, că n-aud nimic, e gălugie. Este o perioadă mai lungă de când jocul vostru nu funcționează. Ce nu merge sau de ce e atât de schimbată echipa față de anul trecut, nu să zicem? Nu știu ce nu funcționează. A fost destul de dificil această seară. Tot ne zice mistă să nu vorbim de arbitraj. Din păcate, cred că au fost și niște greșeli de arbitraj. La primul gol, fault la mine, am gleznat toată tăiată. Nu a dat niciun foul, măcar n-a oprit jocul, s-a ajuns la acea fază, fix am primit gol. Al doilea gol, cred că e foul la jumătatea terenului, eu dau capul minge, cot în cap, nu se verifică, nu e foul și s-a făcut 2-1. Vă pupăm și cam la caserie și cam asta este. În alte meciuri aveați posesia, aveați și ocazii multe de gol. Am spus asta, nu jucăm extraordinar nici noi, dar nici nu trebuie să ne batem joc așa de fiecare fază și să dăm credit gazdelor. Trebuie să fim echidistanți și să arbitrăm cum trebuie. Se poate greși, dar mai ne uităm și pe la televizoarele alea. S-au pus televizoarele alea pe sus, pe acolo și putem verifica. Da? Din păcate, ăsta este fotbalul, un joc prost al nostru. Sperăm să ne revenim și să câștigăm meciul de cupă și meciul de acasă. Crezi că arbitrajul a influențat decisiv? N-am spus asta, că n-am făcut un joc extraordinar, nu arbitrajul, dar din păcate au fost acele două faze... Și zic eu că trebuia să dea fault. Aceeași fază la noi. La noi a dat fault, dacă nu mă înșel, și cartonaș galben. La ei nici măcar n-a oprit joc. Mulțumim.